Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Colo îmbină două elemente pe care copiii le iubesc la nebunie: apa și mingea. Astăzi am venit la un antrenament de copii, iar alături de mine se află Alexandru Deaconu, antrenorul echipei Steaua, grupa 2006, nu? Bună dimineața, da. Bună dimineața. Spuneți-mi, de ce să ne ducem copiii la polo? În primul rând, două aspecte foarte importante până la marea performanță: sănătatea copilului, care contează foarte mult, și, bineînțeles, dezvoltarea unui corp armonios. Vreau să-mi treci pe celălalt antrenor, nu? Bogdan Bogatu, nu? De la ce vârstă începem polo la copii? Bună dimineața! Undeva pe la vârsta de 8-9 ani vin la bazin, învață să nuate, începem exercițiile cu mingea, după care la 13 ani deja încep competiția, intră în competiție. Alexandru, spune-mi, te rog, ce anume dezvoltă cel mai mult acest sport? În primul rând, corpul, o educație foarte bună în viața de zi cu zi, deoarece, având o activitate în afara școlii, este foarte important să faci și un sport de performanță. Câte ore durează o ședință de pregătire? Adică câte ore nuată copiii? Aproximativ 2 ore durează un antrenament, cam jumătate de oră pe uscat și cam 1 oră jumătate în apă, undeva la vreo 4 km nuată acești copii zi de zi. Vreau să stau de vorbă și cu doi copii, îl avem aici pe Tudor. Tudor. Da, bună dimineața. Tudor, spune-mi, câți ani ai tu, Tudor? Am 13 ani. Și de cât timp faci tu? Eu fac polo de aproximativ 3 ani. Îmi place foarte mult sportul acesta și este foarte interesant să te joci cu mingea. Câteodată notăm pentru că trebuie să avem rezistență fizică, dar după aceea ne dă mingea domnul profesor. Vă mai și bateți acolo sub apă? Da, câteodată trebuie să facem și niște lupte ca să vedem cine se poziționează primul, să ne luăm poziție, să tragem la poartă sau lucruri din acestea. Mai am aici lângă mine un alt copilaș, este vorba despre Radu. Bună dimineața, Radu! Tu ești portar, am înțeles bine? Da, da. Și câți ani ai tu? Am 13 ani și fac polo de aproximativ 6 ani. Cine te-a dus la polo? Prima dată m-a dus antrenorul cu care făceam not. M-a dus la polo să vadă dacă îmi place și mie mi-a plăcut și am continuat. Cum e acolo în poartă? Bănuiesc că ții foarte multe mingi, nu? Da, dar unele... E dur așa sportul ăsta? Da, este foarte dur. Apropo, domnul antrenor, este un sport dur? Da, polo este un sport de contact. Se dau niște lupte destul de grele pe sub apă, mai rămânem și fără slip câteodată, niște zgârieturi pe spate, un cot, un genunchi. Vreau să-l mai întreb pe Alexandru. Deja băieții participă în competiții, nu? Da, săptămâna trecută am avut primul turneu final la acest bazin. Am ocupat locul al doilea. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc și conducerii clubului pentru condițiile create, pentru că este foarte important că am jucat acest prim turneu la vârsta lor la noi în bazin, unde deja ei sunt obișnuiți cu punctele de reper, cu bazinul, cu apa, cu temperatura, și a fost foarte important pentru noi locul acesta al doilea, că l-am câștigat, practic, la noi în bazin. Pentru a face performanță, de ce au nevoie acești copii? În primul rând, prezența la antrenament, cât mai multă seriozitate și o pregătire cât mai bună în apă. Multe turnee jucate, foarte multe meciuri pentru a face o mare performanță. În primul rând, m-am spus, pregătirea este foarte importantă, după care foarte multe turnee. Dacă nu jucăm cât mai des, nu rezolvăm nimic. Mulțumim mult de tot pentru că ați fost în această dimineață alături de noi. Așadar, polo este un sport de echipă și un sport în care copiii nu se vor plictisi niciodată. Dani, înapoi la voi în studio. Și am crezut că sare... Mulțumim, Floriana. Sare în apă. Da, Floriana, nu ne mai dezamăgi. Sări și tu în apă la următoarea. Da, la următoarea te rugăm tare mult să pe faci... Pe ieri la kickboxing ai dat acolo, ai făcut la palmare.